Deci astăzi în dosarul între mine și domnul Mihai Ghimpu, privind prejudicierea onoarei, demnității și reputației mele profesionale, reprezentantul acestuia a solicitat amânarea examinării dosarului pe motiv că nu a dovedit să facă referința. Eu cred că este un motiv care nu este bazat pe nimic, este un motiv de tergiversare a cazului. Mai mult decât atât, judecătorul a propus amânarea ședinței de judecată pentru data de 24, însă avocatul, domnul Mihai Ghimpu, a solicitat amânarea ședinței peste o lună de zile, fapt care încă o dată demonstrează ineficiența, neprofesionalismul persoanelor aflate în fruntea statului și incompetența acestora de a se prezenta la ședințele de judecată și de a pleda pentru faptele pe care le-au comis. Deci, încă o dată regret neprezentarea, în primul rând, la ședința de judecată a părâtului, domnul Mihai Ghimpu, ci trimiterea doar a reprezentantului acesteia. În al doilea rând, judecătorul, domnul Dorin Dolghieru, direct se observă că favorizează părâtul în cazul dat, amânând ședința de judecată pentru o dată ulterioară, anume după data alegerilor anticipate în Republica Moldova, după data de 28 noiembrie. De asemenea, concretizăm că vom merge până la capăt cu acest dosar, vom solicita în ședința imediat următoare restituirea prejudiciului moral cauzat, declararea părâtului drept persoană responsabilă pentru afirmațiile jignitoare pe care le-a adus în folosind numele meu și în continuare vom solicita instanțelor de judecată repararea prejudiciului moral cauzat în mărime de 1 milion de lei. Bani pe care îi voi dona copiilor din cadrul Centrului Republican de Sănătate care sunt bolnavi de cancer pentru procurarea medicamentelor care sunt deosebit de costisitoare, pentru ca aceștia să nu se trateze cu tehnologii din anii 80, ci cu tratament modern, european, care este destul de costisitor. Consider că dosarul respectiv încă o dată va demonstra incapacitatea domnului Mihai Ghimpu de a pleda în fața instanțelor de judecată, în caz contrar, acesta trebuia să se prezinte personal aici, să demonstreze aptitudinile sale de jurist, ce fel de avocat sau jurist este dânsul. Regret faptul neprezenței sale, regret faptul că el are timp pentru a se da în spectacole, a face show-uri, a organiza tot felul de acrobații politice, însă nu are timp elementar pentru 20 de minute să se prezinte în fața instanței de judecat, acolo unde este citat în modul legal, în calitate de părât, să se apere la justa valoare. Din păcate, el nu numai că nu s-a prezentat, el sfidează, de fapt, instituțiile statului, sfidează instanțele judecătorești, sfidează persoanele, sfidează oamenii simpli. Consider că o astfel de persoană care se află în fruntea statului nu face față nici funcției pe care o deține, dar nici pretențiilor pe care le are. Regret încă o dată acest comportament inadecvat pentru o persoană care deține concomitent două funcții importante în stat, cea de președinte interimar a țării și cea de președinte a Parlamentului. Și constat cu regret că acest dosar va continua și pe cât de lung va fi el, pe atât de anevoios pentru domnul Mihai Ghimpu, chiar dacă acesta nu va mai fi în continuare președinte a țării. Va fi un simplu muritor, iar eu îmi asum responsabilitatea să-l chem aici de fiecare dată la ședința judecată, să-i cer să răspundă pentru cuvintele și pentru faptele care le-a făcut. Prin aceste acțiuni să-i demonstrez și lui, dar și altor funcționari publici, că atunci când deschide gura în fața camerelor de luat vederi, trebuie să gândească foarte bine ce spune și împotriva cui spune și cum numește oamenii pe care îi are în vedere. Regret încă o dată acest comportament inadecvat al acestui individ și am convingerea că instanțele de judecată de Republica Moldova, și anume judecătoria sectorului Buicani, vor ține cont de cerințele și de
solicitările mele de a sancționa individul respectiv, însă dacă domnul judecător Dorin Dolghieru va continua cu tergiversarea cazului respectiv, noi ne vom asuma responsabilitatea să cerem recuzarea acestui judecător, iar dacă dosarul se va termina negativ în instanțele de judecată a Republicii Moldova, cu certitudine vom apela la instanțele europene de apărare a dreptului omului. Și în cele din urmă sugerez domnului Mihai Ghimpu, în calitatea lui de jurist, să studieze mult mai bine prevederile articolului 16 din Codul Civil al Republicii Moldova și prevederile articolului 10 din Convenția Europeană pentru apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale a persoanelor fizice și juridice.